există cineva dintre acești tineri frumoși și liberi care au stabilit nunta anul următor? Există cineva? Tu vrei doar să anunți că nu? Față de ea vrei să faci asta? Ai făcut revelionul trecut cu ea măcar? Nu e bine. Nu e bine să faci revelionul cu iubita oficială, cu nevasta oficială sau cu amanta oficială, pentru că noaptea dintre ani tradiția spune că trebuie să porți ceva nou. Și noi suntem extrem de buni români și respectăm aceste tradiții. Noi am creat cântecul de nuntă perfect. Dacă vă căsătoriți, vă rugăm foarte frumos să nu o faceți în locurile acestea unde se ascultă muzică rock, precum AB Stage Bar. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Cum să ne primiți să cântăm pe noi, trubadurii pentru divorțuri, într-un loc fără mochetă? Cum să ne primiți cu mesele acestea pătrate și fără fața aia de masă apretată frumos de te tai în ea? Unde sunt glastrele acelea cu flori de plastic? Unde sunt? Ce înseamnă luminile astea? Unde sunt candelabrele? Unde sunt hustele alea de scaune, alea frumoase, alea vișinii cu fund de roz? Unde au dispărut? În ce lume trăim, oameni buni? Nu mai veniți în locul în care îți ascultă muzică rock. Mergeți acolo de vă apretați și dumneavoastră cu cămașa și cu fața de masă să fie același lucru. Să fie frumos, elegant. Ce se întâmplă așa ceva? Astea-s locuri. Aici se ascultă muzică din aia. Oamenii bat în tobe. E posibil așa ceva? Doamne ferește! Au cântat aici vița de vie. Doamne, deci coșmar. Nu se poate așa ceva. Au venit și fără zahăr, fără noi anul trecut. Se face și stand-up. Nu există. Este un loc extrem de nepotrivit. Există cumva fratelii Râmnicu Vâlcea? Bambu? Râmnicu Vâlcea? Bun. Deci de-aia suntem aici. Asta e. Bun. Aș vrea să vă prezint cântecul de nuntă perfect. Deci măcar un pic, nu mult. Măcar un pic. Un pic. Dacă ai fost vreodată, cum să zic, nevoit să faci sonorizarea la o nuntă? Ai fost? Picul ăla de reverb care îmi place mie mult. Un pic, doar că să nu-l supere pe rocker. Atât. Pentru această manifestare artistică, avem nevoie. În primul și primul rând, de genselul mic ridicat în sus. Da? Da? Posibilitățile materiale nu mi-au permis să-mi cumpăr ghiul. Toți banii i-am investit în vina lui Bobby de la Fără Zahăr. Toți banii lui. Și n-au mai rămas bani pentru ghiul. Dar în fine, încercăm și fără ghiul. Spiritul contează. Degetelul mic ridicat în sus. Cine e cu mine? Exact, domnul care spune eu nu mă sor. Nu cu ea. Și acum câte cuvinte de nuntă perfect. Prieten drag, te-ai însurat, ce-a fost în capul tău, de ce n-ai judecat? Pe noi de ce nu ne-ai întrebat? Te-am fi ajutat, ți-am fi dat un sfat. A fost un gest necugetat. De ce nu ne-ai ascultat? De ce nu ne-ai întrebat? Pe noi bărbații, burlacii înțelepți. Da, știu. Cântecul a fost făcut înainte de căsătorie. După aceea nu mai chef să schimb niciun vers. Te-am fi salvat din lumea celor drepți. Ți-am fi organizat un show de caritate în care o chemam pe Mimi să-ți arate ce poate. Crede-mă, toți băieții au trecut prin asta. Întotdeauna
una mie mi-a înlocuit nevasta. Hai, lăsați. Liniște, băieți, vine mireasa. Se mișcă lin felina, se vede care clasă. Își dă voalul jos, îmbujorată. Hai, prietene, hai odată. Sărută fata, e senzuală. Casă de piatră, Mimi, ne vedem diseară.